Prefectul județului Suceava, Mirela Domnicăi, și președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, vor iniția un proiect de hotărâre de guvern prin care se va solicita sprijin financiar din Fondul de Solidaritate. Județul Suceava a fost afectat de ploile căzute în ultimele zile. Inundațiile au afectat 88 de gospodării, 47 de locuințe, 115 anexe, 1046 de fântâni, 19 poduri, 138 de podețe și 8 punți pietonale. Apa a inundat 415 hectare de pășuni și fânețe, 423 hectare teren arabil, 2,2 km de rețele de apă, 0,4 km rețele canalizare, 4,35 km apărări de maluri, 201 km de drum comunal și 3,1 km de drum județean, 26 de km de străzi. Potrivit unui comunicat al biroului de presă al instituției prefectului județul Suceava, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență se va întruni în ședință extraordinară pentru a adopta o hotărâre în baza datelor rezultate din toate documentele de constatare și evaluare a pagubelor produse de inundații. Pentru evaluarea faptică și valorică a pagubelor din infrastructură raportate de primării, prin ordin de prefect, au fost constituite 4 comisii de evaluare. Comisiile sunt formate din reprezentanți ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență Bucovina, ai Sistemului de Gospodărire a Apelor și ai Inspectoratului Județean în Construcții Suceava.